Acești tineri au găsit o modalitate revoltătoare de a-și petrece timpul liber, au smus o bancă după care au încercat să o arunce peste un gard. Oamenii care au văzut și au filmat scenele au anunțat de îndată autoritățile. Polițiștii locale au ajuns la fața locului. Deși în imagini sunt observați mai mulți tineri, doar trei dintre ei au fost amendați. Colegii noștri au surprins trei minori care au fost sancționați contravențional cu o amendă de 500 de lei fiecare pentru distrugerea elementelor de mobilier urban, transmite municipalitatea. Constanțenii sunt rugați să anunțe autoritățile dacă sunt martorii unui eveniment similar. Parcul Dragoslavelor se află în proces de reabilitare și modernizare. Printre altele, va fi dotat cu o zonă de fitness și cu două mini terenuri de sport, unul de fotbal și unul de basket.